Berbec, se anunță o zi dificilă din punct de vedere profesional. În plan personal, ar fi bine să vă abțineți de la comentarii pentru a nu genera un conflict cu partenerul de viață. Taur, astăzi răbdarea vă va fi pusă la încercare. Este recomandat să ascultați de sfaturile persoanelor apropiate. Gemeni, veți avea parte de o zi bună și vă veți găsi refugiul în familie. În plan profesional, ar fi bine să fiți mai vigilenți cu colegii. Rac, este o zi potrivită pentru a lucra în echipă. Astfel veți putea demonstra colegilor că aveți stofă de lider foarte bun. Leu, fiți mai deschiși și sinceri cu voi. Dați frâu liber emoțiilor și lăsați energia negativă să plece. În plan personal, totul merge bine. Fecioară, profitați de orice ocazie ce se ivește. Se prevede și o avansare în funcție. Spre seară vă așteaptă o surpriză din partea persoanei iubite. Balanță, astăzi intuiția ar putea să vă joace fiesta. Se pare că o să vă confruntați cu situații neprevizibile, iar un apropiat ar putea să acționeze împotriva voastră. Scorpion, ieșiți din zona de confort și faceți schimbări în viața voastră. Contextul astral este favorabil, așa că puteți face pasul pe care îl plănuiți de mai multă vreme. Săgetător, vă treziți cu o poftă nebună de viață și sunteți gata să vă porniți într-o aventură. Dar, înainte de a face ceva, nu trebuie să uitați de luciditate și realism. Capricorn, emoțiile pe care le trăiți în ultimele zile vă frământă și nu vă lasă în pace. Ar fi bine să vă concentrați pe alte activități pentru a nu cădea în depresie. Vărsător, este o zi favorabilă pentru comunicare. Relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Aveți grijă cum gestionați banii. Pești, dați dovadă de o foarte mare imaginație, dar și intuiție, așa că aveți ingredientele necesare să luați decizii bune. Viața de cuplu se anunță a fi armonioasă.